ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu. Iată care sunt titlurile cu care vă aștept la ora 16:40 la Observatorul Local. O fată de 13 ani din Argeș a fost mușcată de mama ei în timpul unui conflict între cele două. Copila a ajuns la spital și l-a povestit medicilor că cea care i-a dat viață ar fi agresat-o. Mai multe în Observator. Din cei aproximativ 5400 de absolvenți argeșeni de clasa 8-a care au susținut examenele din cadrul evaluării naționale, peste 1500 au avut media finală sub nota 5. Câte note de 10 au fost, aflați în câteva minute. Au apărut fructele și toți piețarii se jură că sunt românești. Nu este însă chiar așa. Pepenii românești nu au decât câteva grame, iar murele noastre vor apărea pe tarabe abia după 12 iulie. De ce nu avem încă fructe românești în piețe, vă spunem imediat. O fată de 13 ani din Argeș a fost mușcată de mama ei în timpul unui conflict între cele două. Copila a ajuns la spital și l-a povestit medicilor că cea care i-a dat viața ar fi agresat-o. Mama spune că este nevinovată și că tot ce ar fi făcut ar fi fost să-și certe fata după ce ar fi văzut-o la marginea unei păduri în mașină cu un tânăr mai mare decât ea. Polițiștii vor expertiza acum pentru a stabili cum s-a întâmplat totul. Fata locuiește împreună cu tatăl ei în comuna Vedea după ce părinții s-au despărțit. În același sat cu ei a rămas și mama. Așa se face că luni dimineața, când s-a dus spre câmp și a văzut fata în mașina unui tânăr lângă o pădure, a mers să-i ceară socoteală tinerei, numai că automobilul a demarat în trombă. Mama nu s-a dat bătută și a mers să o aștepte pe fată acasă. Acolo a început întreg scandalul. L-a sunat pe taică să de 5-6 ori, nu mi-a răspuns. Până la urmă mi-a trimis un mesaj. Știi unde e fata la ora 7, unde era fata ta? Era cu unul în pădure. Am venit frumos, ea a venit, ieși afară din casa mea, nu e casa ei. Am stat aici 8 ani de zile, e construită cu mine și cu tăi, căso. M-a dat afară, am plecat afară, după care a luat un ciumac și l-a aruncat în mașina actualului soț. Asta a fost toată treaba. A mușcat-o de mână? Nu, doamnă. Ea zice că a lovit-o, are lovituri pe coapse și că ați mușcat-o de mână. Nu! Fata a ajuns la spitalul de pediatrie din Pitești, adusă de un echipaj smurt. A fost agresionată fizic din declarațiile ei și ale tatălui de către mamă. S-a constatat la examenul clinic care o contuzie la nivelul coapselor și o mușcătură la nivelul mușcătură de om, din câte ne declara ea, la nivelul antebrațului. În urma unui conflict spontan, tânăra în vârstă de 13 ani a fost agresată de către mamă. Se efectuează cercetări pentru violență în familie. Așteptăm certificatul medico-legal, precum și diagnosticul medicilor, pentru a se stabili în ce fel a fost făcută agresiunea. Specialiștii sunt și ei mirați de povestea din familie. Sunt convinși că este un conflict mai vechi între mamă și fică. Cred că vorbim aici despre o descărcare paroxistică a furiei, probabil acumulată pe o perioadă de timp îndelungată. Este regretabil ceea ce se întâmplă. Există 4 faze ale furiei. Se pare că doamna n-a reușit să gestioneze foarte bine aceste 4 faze, iar descărcarea poate fi cumva asimilată cu o furie, cu o nebunie de scurtă durată. Întreaga poveste a ajuns și la Protecția Copilului, unde deja s-a început o anchetă. Din cei aproximativ 5400 de absolvenți argeșeni de clasa 8-a care au susținut examenele din cadrul evaluării naționale, peste 1500 au avut media finală sub nota 5. Acestea sunt rezultatele parțiale înainte de corectarea celor 267 de contestații admise, din totalul celor aproape 800 care au fost depuse. Înainte de corectarea contestațiilor, procentul de promovabilitate în Argeș în urma evaluării naționale este de 71,7%. În acest an, doar 8 elevi au reușit să obțină media finală 10, însă la nivelul județului au fost obținute 202 note de 10, 11 la limba română și 191 la matematică. Între 1 și 1,99 avem 121 de elevi cu note obținute între 1 și 1,99. Între 2 și 2,99, 268 de elevi, între 3, 3, 99, 535 de elevi, între 4, 4, 99, 591, între 5, 5, 99, 686, între 6 și 6, 99, 731, între 7, 7, 99, 878, între 8 și 8, 99, 915, între 9, 9, 99,
avem 612 elevi și de 10 cei pe care v-am amintit, 8 elevi. 791 de elevi nemulțumiți de rezultate au depus contestații, însă Inspectoratul Școlar Județean Argeș a admis doar 267 dintre acestea, 203 la română și 64 la matematică, restul de 524 fiind respinse. Cel mai spectaculos drum din România, unul dintre punctele de atracție turistică din țară și Europa, s-a deschis oficial din această zi. Practicabil doar 4 luni pe an, cel puțin deocamdată, Transfăgărășanul este deschis în perioada 1 iulie – 31 octombrie 2014. Șoseaua Transfăgărășan este situată pe drumul național 7C și leagă Transilvania de Muntenia, traversând cel mai înalt lanț muntos din România, munții Făgăraș. Salvamontiștii din Argeș spun că pe partea sudică a masivului Făgăraș zăpada s-a topit, dar recomandă să se circule prudent și cu echipament adecvat de munte. Nu doar șoferii trebuie să fie prudenți, ci și turiștii, care vor lua cu asalt muntele. De acum încolo se înceapă asaltul Carpaților în fiecare weekend. Dorința noastră este să vedem turiștii informați și echipați pe trasee, informați asupra ceea ce au de făcut, adică traseul, durată, permanență să aibă la ei un echipament normal pentru munte, asta însemnând bocanc, nu Adidas, nu papuci, bocanc, inclusiv vara. Un rucsăcel în care neapărat să aibă o lanternă. Transfăgărășanul este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Europa. Punctul de altitudine maximă se găsește la lacul Bâlea, 2042 de metri, unde se află și tunelul de 800 de metri pe sub creasta Caprei, care face legătura între versantul nordic și cel sudic. Transfăgărășanul trece peste 830 de podețe și 27 de viaducte. De la 1 noiembrie, sectorul de drum cuprins între kilometrul 104, Piscu Negru, și kilometrul 30,8, Bâlea Cascadă, se va închide. Angajații din sănătate au suspendat protestele. Chiar dacă în această perioadă erau programați să picheteze sediile ministerelor de resort, sindicaliștii Sanitas s-au oprit până pe data de 7 iulie. Săptămâna viitoare va avea loc o ședință a Consiliului Național al Federației Sanitas și atunci se va stabili dacă se vor relua protestele sau nu. Angajații din sănătate au cerut salarii mai mari cu 10% pentru toate categoriile care lucrează în acest domeniu, numai că reprezentanții guvernului au împărțit banii altfel. Au fost înaintate celor trei instituții o listă cu trei revendicări, respectiv de creștere salarială cu 10% anul acesta și de aplicarea acestei legi a salarizării începând cu 1 ianuarie 2015 la toate categoriile profesionale, deblocare de posturi în toate unitățile sanitare și de asistență socială și de publicare în monitorul oficial a contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate, având în vedere că este negociat, asumat și înregistrat la Ministerul Muncii. Sindicaliștii consideră că o problemă destul de serioasă pentru sistemul sanitar este exodul cadrelor medicale. Astfel, după ce foarte mulți medici au plecat în străinătate, volumul de muncă pentru angajații rămași este foarte mare, având în vedere că posturile sunt încă blocate. Că își doresc foarte mult să crească salariile cu 10%, cel puțin anul acesta, și începând din 1 ianuarie să beneficieze de toate drepturile raportate la importanța muncii, la supra-solicitare, la volumul mare de muncă. La nivel național vorbim de un deficit de 40.000 de posturi. Numai în județul Argeș este nevoie de 600 de angajați din toate categoriile care lucrează în sistemul sanitar. În ședința de luni a Consiliului Federației Sanita se va decide dacă se vor relua protestele și pichetările ministerelor. Au apărut fructele și toți piețarii se jură că sunt românești. Nu este însă chiar așa. Pepenii românești nu au decât câteva grame, iar murele noastre vor apărea pe tarabe după 12 iulie. De vină este vremea, se vaită toți producătorii, iar anul acesta sezonul este mai întârziat cu doar câteva săptămâni. Datorită faptului că anul ăsta au fost foarte multe ploi, întârzie încoacere anul ăsta. Acum un an, dacă am început pe 12 iulie, sunt convins că anul ăsta se va duce spre 20 iulie. El încep să se coacă prima dată din vârf, câte una din vârful lăstarului de rod. La ora actuală, în România, nu există mură coaptă. Nu are de unde. Mure românești. Mure românești.
Și cu toate acestea, piețele și magazinele din țara noastră sunt pline de fructe românești, cel puțin așa spun vânzătorii. Producătorii neagă și au dovezile de partea lor. Teodor Toader se ocupă cu astfel de plantații de mai bine de 25 de ani. De la câțiva butași de mur a ajuns acum la 7 hectare. Din cauza vremii nefavorabile, aceste fructe nu vor fi în piețe mai curând de 12 iulie. Din România nu are cum să apară o mură la ora actuală. Mai mult decât acum un an, anul ăsta au fost ploi multe, timpul este mult mai întârziat. Cred că spre după 15, spre 20 iulie vor apare, să zic, primele cantități de mure coapte din România, dar foarte mici la început. Anul trecut vremea a fost mai blândă, iar fructele s-au copt ceva mai repede. Anul acesta se pare că samsarii au adus mure din alte țări, pe care le vând acum la prețuri foarte mari. Pot fi mure din Bulgaria sau din Ungaria. Acolo pământul e altfel, în Bulgaria, în sud, e altă climă. S-ar putea întâmpla să fie de acolo, dar s-ar putea să și greșesc. Poate vin din altă parte, unde este mult mai cald. Din România sunt convins că nu au cum să apară la ora actuală. Dacă acum un kilogram de mure se vinde și cu 50 de lei, după 12 iulie, producătorii spun că de la ei nu vor pleca decât de la 14 lei. De la dumneavoastră, când o să fie sezonul, cam cu cât ar pleca? Cu 14 lei, la 14 lei este o medie. El mai scade și spre 10 și... Mă rog, da, cea mai mare cantitate am vândut-o acum un an cu 14 lei. E un preț corect, aici își permite și intermediarul și marketul să câștige treaba lor. Afacerea cu mure este cea mai bună, susțin producătorii. Investiția este foarte mică, iar profitul este foarte mare. Acest lucru, bineînțeles, dacă vremea este favorabilă. Investiția inițială la mine n-a fost prea mare, pentru că în 2006 n-am găsit butași suficienți ca să înființez o suprafață mai mare de plantație de mur. Am găsit foarte puțin. Și am fost nevoit ca an de an să mă extind. Eu nu fac înmulțire. Ele se înmulțesc și din puii pe care ele îi fac, eu m-am extins. Dacă vremea continuă să fie rece și ploioasă, există posibilitatea ca sezonul pentru mure să mai întârzie câteva săptămâni. La fel se întâmplă și cu pepenii, care au nevoie de foarte multă căldură pentru a se coace. Turiștii indisciplinați care campează, ori fac grătare în pădure și intervin asupra mediului, vor fi amendați. Exasperați de zecile de tone de gunoaie ce rămân weekend de weekend în urma grataragiilor, primarii mai multor localități montane din zona de nord a Argeșului au cerut sprijinul jandarmeriei și autorităților județene. Printr-un parteneriat încheiat între ADI ServSalc, Autoritatea de Management a Deșeurilor și Protecția Mediului, și Inspectoratul Județean de Jandarmi, în colaborare cu mai multe ONG-uri de mediu și autorități publice cu competențe de control, în Argeș se va derula un proiect de conștientizare a turiștilor și ecologizare a zonelor de picnic. Turiștii indisciplinați, cei care aruncă la întâmplare gunoiuri sau distrug mediul, vor fi pe loc amendați. La fiecare sfârșit de săptămână, din statisticile noastre, sunt mii de turiști care merg în aceste zone. Din păcate, intervin asupra mediului, taie copaci, distrug și dacă au găsit o zonă amenajată sau o barieră, cu siguranță trebuie să facă ceva acolo, să o rupă, să o distrugă, pentru că nu au reguli și au fost obișnuiți să nu fie controlați. Așa am înțeles noi democrația. Cu tot respectul, educația se mai face totuși prin forță. Și de asta mă bucur că au apărut colegii de la jandarmerie care au chitanțierul în mână, au pistolul la șold câteodată, pentru că stând la cota 2000 împreună vedem care sunt poveștile. Și vă spun sincer că nu au exagerat niciodată. În rest, lucrurile sunt foarte, foarte bune din punctul ăsta de vedere și pot să vă spun că de când au apărut jandarmii montan pe Transfăgărășan este mai curat. Clar. Fără niciun fel de drept de apel. Drept urmare, patrulele de jandarmi montan se vor intensifica cu precădere în zonele turistice de nord ale județului, pe anumite trasee. Și e vorba de traseul Curtea de Argeș, Arefu, Cetatea Poenari, Barajul Vidraru, Transfăgărășan până la cota 2000, limită cu Sibiu, Bâlea Lac, un alt traseu destul de frecventat și care l-avem în atenție prin structurile noastre, Curtea de Argeș, Brăduleț, stațiunea Brădet, Poenile Vâlsanului, Valea Brăteiului, Arbeștii de Mușcel, de asemenea este o zonă în care se desfășoară activități frecvente de camping cât și de picnic, Câmpul Lung, Lerești, Voina și traseele montane din munții Iezer-Păpușa, Câmpul Lung, Valea Mare, Pravăț, Dragoslavele, Rucăr, Dâmbovicioara, Cabana Brusturet.
Măsura este menită nu doar să reducă poluarea și să-i amendeze pe cei indisciplinați, ci și să aducă un plus de siguranță turiștilor. Piteștiul nu va avea echipă de fotbal în Liga 1 noul sezon competițional. Tribunalul de arbitraj sportiv de la Lozen a acceptat contestația echipei Rapid București, care nu luase licența la FRF, iar noua echipă de fotbal a Piteștiului, FC Academica, va evolua tot în Liga Secundă. Piteștiul ar fi putut reveni după aproximativ 5 ani în primul eșalon fotbalistic prin echipa FC Academica, susținută și de municipalitate. Totul depindea de Rapid București, grupare ce a făcut un memoriu la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Răspunsul a venit și e favorabil grupării bucureștene, ce va evolua la anul în Liga 1. Acum oficialii primăriei speră ca echipa să rămână să joace și în Liga 2 la Pitești, în caz contrar se va apela din nou la proiectul SCM. Trebuie să vedem, să evaluăm situația la momentul acesta. În ce măsură putem să continuăm din Liga 2, ce avem de făcut cu partenerii, cu cei care urmau să vină aici, însă pierdem un tempo foarte important, pentru că oricum am încercat, pe orice cale am încercat, nu putem să revenim la fotbal cu FC Argeș, care în orice situație ar porni de la Liga 5-a. Deci foarte greu, foarte greu de urcat toate treptele spre Divizia B, spre Divizia A, Liga 1. Decizia privind viitorul fotbalului piteștean se va decide în următoarele zile, când vor avea loc mai multe ședințe, inclusiv ședința extraordinară de Consiliul Local. Conform calendarului fixat de Federația Română de Specialitate, sezonul Inter începe pe 27 septembrie, atunci când se va juca manșa tur din cadrul primei faze a Cupei României. Campionatul va debuta pe data de 4 octombrie. Oficialii cluburilor de pe prima scenă a baschetului românesc au hotărât ca viitorul sezon să înceapă cu meciurile din Cupa României. Astfel, sezonul competițional basketbalistic 2014-2015 debutează pe 27 septembrie, când sunt programate meciurile tur din cadrul primei faze a Cupei României. Pe 1 octombrie este programat returul. Președinții de club au stabilit și data debutului ligii naționale. Astfel, sezonul regulat va începe pe 4 octombrie. Prima parte a campionatului se termină pe 15 decembrie, când este programată ultima etapă a turului din sezonul regulat. Biroul Federal va fi convocat pentru a se supune la vot încă o dată datele de disputare pentru următorul sezon al Ligii Naționale. În următoarele 24 de ore, vremea va continua să fie caldă în județul Argeș. Atât la noapte, cât și în cursul zilei de mâine, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab la moderat, iar presiunea atmosferică va înregistra ușoare variații. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între 12 și 14 grade Celsius, iar maximele vor varia în intervalul 25-27 de grade Celsius. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere! Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. I'm an old dirty dog.